дайте мне один год на ревизию. На ревизию Юнущер, Патру Андидзели, Дзеси Андидзели. Дайте мне один год, вот как было в Бельце. Пока нас 30 лет разводили и делили на категории, и 30 лет лимба вастра, лимба настра, страну продолжали пилить на металлолом. Мы стали сегодня уникальной страной не за счет наших каких-то достижений, а за счет того, что мы являемся единственной страной, у которой утащили миллиард и при этом не моргнули глазом. Юнам обзвез дяденька Владимир Николаевич. Воронин для мастер бы шада куне поту не поцы ла цыганка, с моей бы в уме сестра так моей плати, да ну шада сайря скала телевизор, залезет всякая эта ситуация. Акуша, в полминуты еще вода в микрофон. Моя вем защит зельдика нам нет. Am venit că cineva vrea să ne încurci și acolo să nu putem vota noi cum trebuie. Eu nu vă întreb ce ați faceți și nu, dar vă susținem în toată programa care spuneți, care o spuneți ca să o faceți. Dar vă rog, aieștia care vin acasă, o leacă de susținut mai apăsat ca să poată un om să apuce de ceva. Corect. Facită pentru binele omului. Mulțumesc pentru binele omului. Încă o dată vă explic. Eu știu ce înseamnă să lucrez, știu ce înseamnă să produc. Eu în viața mea am construit sute de mii de metri pătrați de casă, clădiri. Știu ce înseamnă să trăiești cât șapte oameni la gazdă, să mergi la Kiski vokzal fără registrație, să nu te oprească miliția, să mergi după pachete. Eu în viața am trecut toate etapele. Eu vă asigur că în Parlament de-am nimeni n-a să doarmă și n-a ziua și în telefon cum era pe dâns și 4 ani de zile. Vă spun încă o dată, lăsați-mă pe jumătate de an, un an de zile, să lichidăm cine au, să fac o structură nouă, unde credeți-mă că în Scocia să iau și pe ăștia din țară și așa care au plecat de pe scotare. Спасибо большое еще раз. Всем хорошего вечера. Пока. Спасибо.